Scene violente au avut loc în restaurantul unui hotel unde era cazat soldatul. Iubita lui a venit la el în vizită, iar cei doi au luat cina și au consumat băuturi alcoolice. Seara s-a terminat cu o ceartă furtunoasă între cei doi, tânăra bătându-și iubitul până acesta a rămas inconștient. Un soldat american a fost bătut de iubita lui într-un local din județul Cluj. Scenele desprinse dintr-un film de acțiune au avut loc chiar la Câmpia Turzii, după o ceartă furtunoasă între cei doi tineri. La un moment dat, americanul a făcut o glumă care nu a fost deloc gustată de către italiancă. Soldatul a încercat să o ia în brațe pentru a o liniști, dar tânăra l-a împins puternic, iar acesta a rămas pe jos, inconștient. În urma altercației, femeia a spart și un geam cu telefonul. Personalul localului a sunat la 112, iar la sosirea poliției, tânărul de 25 de ani era semiconștient și acuza dureri de spate. Acesta se află în misiune în țara noastră, fiind detașat la baza aeriană Câmpia Turzii. Femeia de 24 de ani, cetățean italian, s-a ales doar cu o amendă de 500 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.